Noi, ca și companie, la nivel Price în România, am dezvoltat anul trecut și o să vorbesc pe scurt despre un proiect Leadership între profesori, pentru că am zis că educația timpurie este foarte importantă, dar am încercat să o privim puțin în ansamblu și ne-am gândit, da, este importantă educația timpurie, dar de unde începem? Începem de la copil, începem de la familie sau începem de la profesor, cum am spus și mai devreme. De aceea am gândit un proiect care ne-a fost destul, ne-a fost extrem de drag. Împreună cu inspectoratul școlar am reușit să adunăm un grup țintă de 25 de profesori și pe aceștia i-am ajutat cu consultanță în nevoile pe care le aveau ei. Au încercat să ne explice că au o problemă de leadership și de management la nivelul percepției directorilor din școlile respective, pentru că am luat-o cascadat de la director, profesor și învățători, educatori. Am ajuns doar la director și profesori. Și cea de-a doua componentă a fost componenta de comunicare. Astfel că am inițiat niște workshop-uri interne cu ajutorul consultanților noștri care au stat, au pus la punct o metodologie și am exemplificat și le-am făcut în acel workshop exact pe nevoile lor unde am putea să-i ajutăm, pe partea de fundraising, pe partea de accesare fonduri europene, pentru a se dezvolta intern, atât ei personal, cât și școlile în care activează. Proiectul a avut un succes, spunem noi, bun. Am primit niște feedback-uri pozitive din toate părțile. Încercăm să-l refacem în fiecare an și să-l reintegrăm în fiecare an în funcție de alte nevoi pe care le identificăm. Anul acesta ne-am gândit să intrăm în parteneriate și cu companii mai mari pentru a avea un impact mai mare, nu din punct de vedere al nostru price, ci din punct de vedere al comunității și al implicării în societate. Mi-a plăcut foarte mult, am găsit broșura de la Ursus cu educația părinților. Într-adevăr, personal, educația părinților este foarte importantă. Pentru că, da, e important să ne ducem și să avem un dialog deschis cu profesorii și cu învățătorii și cu educatorii, dar educația trebuie să vină de la noi, pentru că fiecare părinte și fiecare grup în parte are niște idei mai mult sau mai puțin preconcepute și dacă fiecare vine și ne spune părerea lui, la un moment dat profesorii se simt subjugați de ideile fiecăruia. Cred cu tărie că ceea ce profesorii noștri, dascălii noștri învață pe copii îi vor clădi în viitor și atunci ajutorul nostru e bine să fie un ajutor integrat la nivel mai sus decât la nivelul nostru.